Bine v-am regăsit aici la Poveștile Românilor din Scoția. Ioana Brușten sunt, iar invitatul de astăzi este domnul dr. Mihai Gherghe. Bună ziua, domnule doctor, și mulțumesc că sunteți împreună cu noi, că v-ați făcut timp. Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație. Domnul doctor este medic obstetrică și ginecologie aici în Scoția și vreau să povestim, să ne împărtășească și povestea dânsului. Încă în cadrul acestui proiect n-am vorbit cu un medic român stabilit aici în Marea Britanie. Dumneavoastră sunteți primul. Ați absolvit Universitatea Carol Davila din București, Universitatea de Medicină, după care probabil că ați luat această hotărâre să mergeți să profesați peste mări și țări. De ce? Cum s-a întâmplat? Ca de multe ori în viață, e o multitudine de mici întâmplări de lucruri care, decizii care au fost luate poate oarecum la întâmplare, să zic așa. Către sfârșitul anilor de universitate din București, am lucrat 2 ani de zile la una din ambulanțele private din București. Lucram ca asistent medical și m-am simțit de multe ori în timpul turelor pe care le făceam acolo, mă simțeam ca filmul acela, dacă țineți minte, Moartea domnului Lăzărescu. Poate că asta a fost unul din motivele pentru care m-am îndreptat către un sistem medical din afara țării. Unul din celelalte motive a fost circumstanțele. Eram atunci în 2007, România intra în Uniunea Europeană și asta deschidea puțin granițele și posibilitățile de a studia în alte țări folosind diplomele pe care le obțineam în România. Și țin minte că eram un grup de studenți la medicină care întâmplător aveam unul dintre noi plecase cu câțiva ani înainte și plecase în Marea Britanie, plecase în Anglia și avea oarecum informații destul de sumare despre sistemul medical englez, însă bănuiesc că la momentul respectiv era dorința aceea de noutate, de a avea cumva o schimbare care era puțin mai substanțială decât ce vedeam în România și ne-am îmbarcat cumva în călătoria asta. Și am fost un grup de câți medici abia absolvit, absolvenți de medicină, 1, 2, 4 sau 5, ne-am cunoscut cumva mai aproape de data când ne-am hotărât să plecăm și toți am aplicat pe niște posturi, pe niște joburi care din nou a fost o întâmplare ca sistemul lor medical să se schimbe exact în anul acela. Ca orice schimbare, lucrurile nu sunt foarte, foarte bine netezite, ca să spun așa, și ne-a dat nouă posibilitatea să aplicăm pe niște posturi, ele numesc FY1, Foundation Year 1, ceea ce ulterior nu s-a mai putut, pentru că noi veneam din România cu 6 ani de medicină față de cei 5 ani de medicină pe care aveau absolvenții de medicină de aici. Iar acela în suplimentar se considera FY1 Foundation Year 1. Și noi am fost singura generație care am putut să aplicăm pe Foundation Year 1. Ce a însemnat asta pentru noi a fost cel mai bun punct de lansare plecând din sistemul medical din România,
școala de medicină în România, care este foarte bună, nu e nicio îndoială legătură cu asta, dar trecând la un sistem nou, cel mai bun punct de plecare este la început. Și pentru mine personal, asta, având posibilitatea să încep de la Foundation Irwan, a fost foarte, foarte important. Ce a urmat apoi, a urmat un fel de botez, așa, începând cu limba, și acum îmi aduc aminte accentul mancunian din nord-vestul Angliei, unde am fost prima dată, în care practic înțelegeam câteva cuvinte dintr-o frază. În mod constant, trebuia să depun un efort suplimentar ca să mă concentrez asupra limbii și apoi asupra actului medical. A fost, primele 3 luni de zile au fost așa, un efort deosebit, ca să spun așa. Și apoi lucrurile devin obișnuință, devin am început să folosesc mai puțin efort ca să mă adaptez la limbă, și am putut să acumulez informații, să practic medicina așa cum ar fi trebuit. Mi-a trebuit încă aproximativ 6 luni de zile să înțeleg limbajul vorbit în afara spitalului, care de multe ori este cu un accent, de multe ori este mai, se vorbește mai repede decât vorbesc pacienții care au anumite probleme pe care vor să explice. Și toată integrarea asta socială a durat mai mult. Deci cine spune că e ușor și se realizează imediat, exagerează, glumește, nu vrea să-și aducă aminte. Dumneavoastră ați lucrat, ați trecut prin mai multe spitale din Marea Britanie și din Anglia și din Scoția, făcând diverse specializări în domenii din meseria dumneavoastră, pentru că operați laparoscopic, pentru că vă ocupați de endometrioză, pentru că vă ocupați și de obstetrică. Ați putea spune care dintre zonele, dintre spitalele, dintre locurile pe unde ați fost, v-a plăcut mai mult, a fost mai interesant în acest traseu profesional? Răspunsul mai scurt la întrebare ar fi că fiecare spital, fiecare specialitate prin care am trecut a contribuit la abilitățile și pregătirea profesională din momentul de față. Fiecare interacțiune cu un grup de doctori din alt spital, fiecare cu diverse interese academice, profesionale sau tehnice, ca chirurgia endometriozei și așa și mai departe, au contribuit la pregătirea mea profesională. Ce e puțin mai interesant este că cumva calea pe care o setezi sau la care te gândești la un moment dat nu este tocmai cea pe care a ajuns să urmezi la sfârșit. Și inițial nu am avut un interes în obstetrică și ginecologie, am vrut să fac chirurgie generală, și toată pregătirea mea dinainte de a aplica pe un training de specialitate a fost chirurgicală, și ca să o mică diferență dintre sistemul medical din România
medical de aici este partea aceasta de interviu și de ascensiune sau de trecere de la un nivel de pregătire generală, care este foundation training, la un nivel de training de specialitate care îți îngustează puțin și îți crește skill-urile într-un anumit domeniu specific. Și diferența este că nu avem un examen specific ca cel din România, care este același pentru toată țara, și trebuie în cei 2 ani de foundation training să te gândești cam ce ai vrea să faci și să-ți pregătești în CV lucrurile care sunt considerate esențiale pentru specialitatea care urmează. Ca să spun așa, cei 2 ani de zile sunt un fel de test despre pe care trebuie să-l treci în legătură cu un test personal, dacă vreți, care îți dezvăluie cam care sunt aptitudinile și pe care, știu, specialitatea respectivă le sunt necesare pentru specialitatea respectivă. Trainingul este, acum să mă întorc puțin la momentul care a definit cumva obstetrica și ginecologia, a fost o întâmplare, cum a fost și cea de a ajunge în Marea Britanie. Și dacă ar fi să găsesc acel punct care a înclinat balanța către obstetrică și ginecologie, a fost acele 4 luni de zile de foundation training generic, pe care am petrecut în Bolton Hospital, și asta m-a inspirat să aplic pentru obstetrică și ginecologie. Și de ce în Scoția? Scoția, din nou, pentru mine, obstetrica și ginecologie sau partea aceasta cu aplicațiile a fost un fel de, mă rog, îmi vine un cuvânt englezesc în minte, afterthought. Am rezistat tentații de a aplica și într-un final am aplicat pe niște locuri care erau extra cumva, și foarte practic două locuri de training cu număr destul de mare de aplicanți, am luat unul dintre ele, și pentru mine asta m-a impulsionat să mă gândesc mai serios la obstetrică și ginecologie. Și de ce anume în Scoția? Locurile erau în Scoția și cumva în Anglia am avut, pentru noi a fost, pentru mine și soția mea, noua soție atunci, am avut adaptarea la partea aceasta socială, integrarea socială a fost puțin mai lentă decât ne așteptam, ca să zic așa, și probabil că am simțit atunci nevoia să schimbăm puțin decorul, și cumva Scoția s-a potrivit mai bine pentru cu personalitatea noastră, cu felul de a fi, ne-am simțit în Scoția mai ca acasă, să spun așa, decât ne-am simțit în Anglia. Foarte multă lume, foarte mulți dintre românii stabiliți aici în Scoția și care au trecut întâi prin Anglia spun același lucru, că e mai prietenoasă cumva Scoția. Exact, același lucru. Îmi amintesc că venind în Scoția lucram destul de intens. Soția avea grijă de primul nostru copil nou născut și a găsit cumva în zilele și orele acelea pe care le petrecea singură mai destul de multă înțelegere și căldură de la oamenii din jur, prin plimbările din parc, prin interacțiunea din magazine. Era altceva față de ce experimentasem, față de experiența noastră în Anglia, și ne-am simțit ca acasă aici, ca să zic așa. Asta spune deja foarte mult. Această expresie definește exact sentimentul. Se spune că aici în Marea Britanie medicii români au o reputație foarte bună, că sunt priviți cu respect, cu admirație, ca o imagine foarte bună.
se poate vorbi despre așa o privire generală sau până la urmă fiecare arată și demonstrează personal ceea ce știe și care sunt abilitățile lui și cât de bun este? Mi-e greu să vorbesc despre cum suntem priviți noi ca medici din afară. Nu am avut poate că nici suficient interes, nici interacțiune cu grupuri care ne privesc din afară, însă pot să spun că e vorba de abilități, e vorba de poate că mulți dintre noi suntem oarecum mai motivați să ne adaptăm și să fim parte din sistemul de aici și poate că de multe ori asta ne pune într-o lumină mai favorabilă, posibil. Cred că e vorba de mare parte de abilități și de felul în care suntem pregătiți și e vorba de persoană în sine. Asta ar fi percepția mea. Deci este o judecată personală, ceea ce până la urmă este absolut rezonabil și logic. Sunt foarte mari diferențele între sistemele de sănătate din România și cel din Scoția. Mă gândesc în ideea în care poate am avea lucruri de învățat, de translatat, lucruri bune. Totdeauna sunt lucruri de învățat. Diferențele sunt foarte mari. Diferența principală este, de primary care, de medicina care se practică în comunitate. Pentru noi în obstetrică, mai ales, poate nu chiar atât de mult în ginecologie, dar mai ales în obstetrică, noi avem un sistem foarte bine pus la punct de community care, de tratament și de vizite în comunitate prin moașe și medicii de familie și așa și mai departe. Au un rol foarte important, am observat aceste moașe, midwives. Absolut. Ele sunt și foarte solicitate, de multe ori femeile înțeleg că nasc acasă cu ajutorul lor. Absolut, absolut. Dar cred că asta este partea care din care poate am avea de învățat în România sau pe care am putea să, la care e nevoie de incredibil de multă muncă și timp. Nimic nu s-a întâmplat peste noapte, nici aici, să nu vă închipuiți că NHS-ul este perfectat de ani de zile ca să ajungă la forma în care este acum. Și acum sunt destul de multe probleme, nimic nu este perfect. Însă ca model de structură, ca model de provision of care, de felul în care este înlesnit actul medical, de aici aș începe, din comunitate. Asta este partea cea mai importantă. Și a doua parte care se face într-un mod puțin diferit în România este prevenția. De multe ori prevenția în România este percepția mea, din nou, acum, pentru că mi-e greu să vorbesc despre sistemul din România nefiind o parte din el destul de mult timp, percepția mea din ce am văzut la cunoștințele mele este că de multe ori prevenție se face foarte de foarte multe ori în sistemele private, mai mult decât sistemele de stat. Și am auzit de foarte multe ori persoane care se duc, de exemplu, în ginecologie să-și facă investigații de rutină, preferând sistemele private în favoarea celor de stat. Ceea ce aici există și aici sistemele private, dar ce se încearcă aici este să încearcă, încercăm să oferim prevenția aceasta ca un act de rutină
ca să spun așa, și se pune foarte mult accentul pe educație, pe educația în comunitate, de ce trebuie făcută investigația respectivă, la ce ajută. Medici de familie primesc că sunt ajutați cu fonduri de la stat să informeze populația și să aducă populația pentru aceste teste și așa și mai departe. Deci este e o experiență mult mai mare cu prevenția primară și cu community care în Scoția și bănesc și în Anglia, cum e la fel, e asemănător decât este România. O a treia diferență, să spun, este modul în care se verifică calitatea actului medical. Noi suntem verificați, dacă vreți, se verifică performanța în jobul pe care îl facem anual și odată la 5 ani de colegii medicilor și avem sisteme puse în funcțiune ca să putem învăța din greșelile noastre, încercăm să avem un sistem cât mai transparent în care există aici fraza de duty of candor în care discutăm cu pacientul despre ineficiențele noastre sau greșelile noastre ca medici și ineficiențele sistemului și încercăm să ajungem să găsim modalități prin care să reușim să îmbunătățim sistemul în care lucrăm. Nu știu cât de mult din lucrurile astea se fac în România, dar pentru mine asta a fost cele trei diferențe foarte importante pe care la urma urmelor ar fi una din piedicele de a considera să mă întorc înapoi în România. Se fac foarte multe lucruri bune și în România, categoric, probabil din ce în ce mai multe lucruri bune pe măsură ce avansăm, ce trece timpul, dar sunt încă foarte multe lucruri de rezolvat. Ați spus la un moment dat de diferența la capitolul prevenție. Știți, România este recunoscută, din păcate, în Europa ca fiind o țară, de exemplu, cu foarte, foarte multe mame adolescente, copile foarte tinere, ceea ce este evident că stăm foarte prost la capitolul prevenție, educație, contracepție, rău, rău de tot. Și chiar am remarcat, uitându-mă în jur, că și aici în Scoția sunt foarte, foarte multe mame tinere, chiar foarte multe, dar mă gândesc că probabil este o decizie asumată, o decizie conștientă, dacă nu apare ca în aceleași statistici în care apărem și noi. Și nu este o problemă de educație și de prevenție. Da și nu. Este, într-adevăr, sarcinile în adolescență sunt o problemă, de fapt. Și se depun eforturi aici pentru a preveni sarcini, pentru a oferi o posibilitate de a preveni sarcini acestea. Totul depinde de circunstanțele sociale, de zonele, să zic așa, în care circunstanțele sociale nu sunt cele mai bune, să spun, și atunci în zona aceasta se observă sarcine în adolescență mai multă decât în alte zone cu un standard social diferit, dar aveți dreptate aici
probabil că posibil să fie o mică diferență în educație sau cât de mult este investit în prevenția sarcinilor nedorite și în educația populației adolescente. Din păcate, nu am datele despre România, nu știu exact ce se întâmplă în România, am pierdut legătura, dar pot să vă spun că... Dar pot să vă spun că aici se depune eforturi, este o problemă recunoscută și se depune eforturi și se investește mult în prevenție. Despre dumneavoastră am citit că sunteți un om care își dorește să învețe tot timpul ceva nou, își dorește să se perfecționeze și după aceea să învețe și pe alții, să împărtășească ceea ce a învățat. Asta înseamnă că în activitatea dumneavoastră există și o latură de teaching. Latura de teaching este o parte a ceea ce trebuie să demonstrăm în fiecare an, începând de la foundation training și până la partea de consultant pe medii primar. Avem în fiecare an, de exemplu, în fiecare an ne sunt alocați trainees, persoane care sunt trec prin trainingul de specialitate și medici care sunt, de exemplu, care fac training în medicină de familie sau care fac foundation training. Și parte din îndatoririle noastre este să-i supervizăm și să învățăm și să ne asigurăm că acumulează și că au parte, că învață ce ar trebui să învețe de la specialitatea respectivă. Deci li se alocă o supraveghere personală. Deci în oricare an la fiecare, de exemplu, la fiecare 4 luni de zile, eu aș avea o altă persoană foundation training și la fiecare 6 luni de zile o altă persoană care se trainește pentru a deveni medic de familie și la fiecare an o altă persoană care învață obstetrica și ginecologie. Deci teaching-ul este foarte adânc implementat în ceea ce facem de zi cu zi. Personal, cred că teaching-ul este un skill. A reușit să înveți pe alții ceea ce știi tu sau ceea ce faci tu ca persoană este un skill care se învață și se perfectează de-a lungul întregii vieți. Și da, îmi aduce reală plăcere să pot discuta și partea cea mai interesantă cu teaching-ul este că cu a învăța pe altcineva este că în mod egal înveți foarte mult de la persoanele la care le predai un anumit topic și am învățat foarte, foarte mult de-a lungul anilor și da, doresc să continui să fac lucrul ăsta. Ați spus un pic mai devreme că vă simțiți în Scoția ca acasă. Ați folosit exact acest termen. Asta înseamnă că v-ați integrat cu totul în această cultură, în această societate, că sunt diferențe. Când vii, localnicii sunt localnici, ei trăiesc de generații într-un anumit fel. Când vii din altă societate, poate că este un pic mai complicat. Da. Cred că diferența cea mai mare cum ne integrăm noi și cum sunt scoțienii aici este o păduit numai la copiii mei care se duc la școală și ei văd că ei sunt formați cu totul altfel, felul de a gândi, felul de a, până în cele mai mici detalii, de a rezolva probleme la matematică sau de a se uita la o zi de studiu la școală, este complet diferit față de cum se privesc același lucru în România. Și noi, cu toate că vorbim limba engleză, cu toate că mergem și poate dansăm la nunțile lor și mergem la barurile lor și așa și mai departe, nu cred că o să fim vreodată chiar atât de bine
integrați în cultura și în structura socială așa cum vor să fie copiii noștri. Inclusiv limbajul. De multe ori observ mici nuanțe în accentul copiilor pe care eu nu o să reușesc niciodată să le adopt. Și poate că sunt sigur că o să fie cuvinte pe care nu am să le înțeleg atât de bine cum le înțeleg ei sensul. Sport faceți? Ați ajuns să faceți sport așa cum se face în această țară, non-stop, mi se pare mie, uitându-mă în ei. Sport, vă referiți la felul în care se alargă și... Exact. La sportul de performanță, la ceea ce face omul obișnuit, eu privesc cu mare admirație acest aspect al lucrurilor. Serios, chiar îi admir și invidiez pentru această mentalitate. Da și nu, intermitent. Depinde de exemplu, Uișo este unde lucrez acum, este la o distanță considerabilă de unde locuiesc, ceea ce face puțin mai dificil folosirea unei biciclete, dar de fiecare dată când am ocazia, programez să joc tenis cu copiii, să merg bicicleta în jurul casei sau în apropierea locurilor unde locuiesc și așa și mai departe. Soția alargă în fiecare zi, deci încetul cu încetul, da. Încercăm să... da, într-adevăr, te impulsionează, într-adevăr, când te duci la servici dimineața și la ora 7 vezi, irrespectiv de vreme, un număr considerabil de persoane alergând, mergând pe bicicletă, mergând, făcând sport, da, așa este. Cu vremea, cum vă împăcați? Cum ați reușit să stabiliți un acord de prietenie? Că asta e un subiect spinos în Scoția. Vremea este... vremea din spital este neglijabilă. Lăsând gluma la o parte. Nu, e acceptabil. E mai ploios, e puțin mai frig, ne-am adaptat cu timpul. Nu mai găsesc atât de problematic ploile prelungite sau vânturile puțin mai puternice decât ce experimentam în România. Ce lipsesc verile mai călduroase decât cele care sunt aici. În schimb, ca orice altceva în viață, trebuie să renunți la ceva ca să câștigi altceva și cred că vremea este unul din lucrurile cu care te adaptezi, la care te adaptezi cu timpul. Mi-aduc aminte, după 3-4 ani de stat în Marea Britanie, am mers în România în vară, în iulie. Am găsit căldura insuportabilă, nu reușeam să mă adaptez la temperaturile mai crescute. Per total, cred că organismul se adaptează, nu mai găsesc chiar atât de cum probabil se crede în România, sau nu știu, cum credeam și eu la început, vremea deprimantă, prea ploioasă, restrictivă și așa și mai departe. Ați spus deja pe parcursul discuției câteva lucruri care de fapt răspund următoarei întrebări și totuși am să vă întreb, pentru că este o întrebare pe care am adresat-o tuturor participanților în acest proiect. Dacă cumva, la un moment dat, în gândurile dumneavoastră are loc această idee, posibilă reîntoarcere în România? E o întrebare puțin mai complicată. Întrebare simplă, răspunsul e puțin mai complicat. Depinde foarte mult de familie și oricât de mult m-aș gândi la carieră sau modalitatea în care mă gândesc la carieră, am observat că progresele sau performanța în carieră se poate face oriunde. Alegerea mea pentru Marea Britanie față de România a fost una personală mai mult decât
neapărat împinse de o anumită performanță în domeniu. Sunt convins că și în România se face chirurgie laparoscopică și chirurgia endometriosii la cele mai înalte nivele, dar pentru mine a fost mai important acele trei puncte pe care am discutat puțin mai devreme în legătură cu sistemul medical. Acelea au fost importante pentru mine acum ce puțin 2006-2007, iar acum lucrurile sunt puțin mai complicate pentru că, cum am menționat, copiii sunt mai mulți scoțieni decât sunt români și vorbesc român amândoi. Soția din nou s-a adaptat la viața de aici și la mentalitatea de aici și de fiecare dată când mergem în România găsim puțin mai dificil să ne adaptăm înapoi la felul de a gândi și la pulsul din România. E cu totul altceva. Este bunic, e plăcut, e familiar, dar bănuiesc că nu este imposibil să te adaptezi înapoi la ce este România, la felul cum se trăiește în România, dar deocamdată nu mă gândesc la întoarcere. Am înțeles și este absolut logic ceea ce spuneți dumneavoastră. Ați spus despre Scoția că vi s-a părut prietenoasă și cred că a rămas această impresie de atunci, de la început. Despre scoțieni, cum ați spune? Cum i-ați descrie? La fel. Nu am avut niciun punct din interacțiunile mele cu colegii în spitale, cu colegii în afara spitalelor, probleme de comunicare, de, cum spune, fitting in, de a te acomoda, de a comunica, de a trăi aici. Nu știu cum să poate că singura chestie aș putea să spun că când vine vorba de mâncare și când vine vorba de familiaritatea aceea când invit pe cineva într-o scurtă vizită, pentru noi românii e vorba de băuturile tradiționale și de mâncărurile tradiționale, pentru ei e puțin diferit. Probabil că asta a fost micul pas așa de a ne adapta, dar când a fost vorba de orice altceva, de conversație, începe prietenii care au durat de-a lungul anilor, nu a fost nicio problemă. În situația dată, care era diferența de cea pe care ați menționat-o? Da, totul este puțin mai măsurat și noi am crescut altfel, am fost încă mai am imaginea acelea din România cu mesele acelea pline care nu sunt replicate aici în niciun fel. Sunt, dar cu alt fel de ocazii. Pentru noi, orice invitat este o ocazie specială. Pentru ei, un invitat este o ocazie să stăm de vorbă, nu neapărat să stăm la masă. Am înțeles. Dar sunt diferențe pe care în trecut nu au fost mari probleme și... Da. Cum vedeți viitorul apropiat? Hai să spunem, nu știu, următorii 5 ani. Profesional sunt multe, multe lucruri de spus, multe lucruri de făcut. Bănesc că pentru cineva care lucrează într-o altă specialitate depinde de locul în care lucrează și despre ambițiile spitalului respectiv, clinicii respective sau ambițiile proprii, dar pentru mine ca persoană, ca
tată, ca soț, ca așa și mai departe, este să mă asigur că copiii primesc ceea ce educația de care au nevoie și au și putem petrece timpul împreună. Orice facem ca muncă, ca pregătire profesională sau ca carieră nu intervine în relația cu copiii, cu familia, și cam așa aș vedea următorii 5 ani, ca să fiu sincer. Iar, cum am spus, pregătirea profesională, sunt multe oportunități, încă mai păstrăm legătura cu Europa, așa că din punctul ăsta de vedere nu cred că vor fi probleme pentru a continua ce fac acum la nivelul la care se practică medicina în Europa și peste ocean și așa și mai departe. Domnule doctor, eu vă mulțumesc pentru tot ceea ce ne-ați povestit. Vă doresc mult succes să vă realizați toate proiectele și să simțiți în continuare că sunteți ca acasă aici în Scoția, să vă simțiți bine și toată familia să înflorească, să fie așa cum vă doriți. Mulțumesc mult de tot! Mulțumesc mult!